Bun găsit, prieteni, la o nouă ediție a emisiunii Pulsul Zilei. Discutăm și astăzi despre principalele evenimente ale săptămânii, așadar sinteza săptămânii. Punem în discuție câteva subiecte, știri apărute zilele trecute și câteva declarații extrem de importante făcute de către edilii municipiului, de exemplu în cadrul conferinței săptămânale de presă. Aș începe cu o declarație a primarului privitor la angajările, zecile de angajări de la Spitalul de Urgență din Pașcani. Domnia sa a spus-o public că sunt suspiciuni în legătură cu modul cum sunt făcute angajări acolo și că a primit mesaje, telefoane din partea unor persoane pentru a interveni pe lângă membrii unor comisii. A făcut un apel foarte clar la cei care sunt interesați să candideze, să se adreseze poliției, organul de anchetă, dacă li se va cere șpagă, și a precizat foarte clar că primăria, el, nu sunt în situația de a rezolva astfel de cereri. Însă, această etichetă prinsă, pusă pe spitalul, pe imaginea Spitalului de Urgență din Pașcani, merită discutată. Discutăm și despre lucrările de pe esplanada din Pașcani. De câteva zile, muncitorii de la gospodăria comunală lucrează acolo, au fost scoși arbuștii de pe, din zonele de pe esplanadă, au fost puși niște copaci, oamenii, unii sunt mulțumiți, alții nemulțumiți, sunt păreri pro și contra, veți vedea și argumentul viceprimarului prezentat de asemenea în conferința de presă. Discutăm poate mai mult decât pe celelalte subiecte despre un proiect de regulament pus în dezbatere publică de către primarul municipiului pentru acreditarea jurnaliștilor la primăria Pașcani. Sunt cuprinse în document condiționări care exced cadrul legal. Se înțelege foarte clar din acele condiții puse în proiectul de regulament că se încearcă intimidarea presiei, a jurnaliștilor, că se încearcă un fel de control asupra conținutului publicat, care urmează să fie publicat, sau care va fi publicat, pentru că în funcție de analiza care ar urma să o facă primarul, viceprimarul, administratorul public, sau cine știe cine anume, jurnaliștii mai au voie sau nu să calce în primărie, adică vor fi acreditați, vor păstra acreditarea respectivă sau nu. Bun, și dacă ne rămâne timp, vom discuta puțin și despre cum arată Pașcanul la un an de zile după alegerile locale din toamna anului trecut. Mai sunt câteva săptămâni de zile până când se plinește un an de mandat al noului edil, dar domnia s-a spus că va prezenta un raport, sunt foarte curios cum va arăta raportul respectiv, dar se merită să discutăm despre problemele din municipiu, despre ce s-a rezolvat până acum, despre dezamăgirile cetățenilor, care, în mod evident, au așteptări destul de mari. Invitații mei din această seară sunt domnul Mihai Deli, consilier local PSD. Bun venit! Bună seara, domnule realizator, bună seara invitatului dumneavoastră și, în ultimul rând, telespectatorilor. Și domnul Sorin Olariu, consilier local PMP, bun venit. Bună seara, bine v-am găsit. Ne-am obișnuit cu lipsa de răspuns din partea consilierului PNL, din partea primarului. Am adresat aceeași invitație și dumnealor. Nu am primit până acum niciun răspuns, așadar pornim la drum cu aceste subiecte anunțate. Haideți să discutăm puțin despre situația de la Spitalul de Urgență din Pașcani. De câte luni, de câteva luni discutăm despre faptul că medicii de acolo, în special medicii, au solicitat la modul imperativ să fie făcute angajări, să fie completată schema instituției.
Pentru că este nevoie de personal, asistente și nu doar asistente medicale, îngrijitoare, infirmiere și chiar muncitori, mai ales în această perioadă de pandemie. Și vă aduceți aminte primele solicitări venite din partea conducerii spitalului au fost refuzate de către primar. Mai mult domnia sa s-a lăudat într-un fel, într-o conferință de presă a spus că a refuzat să își dea acordul pentru aceste angajări pe motiv că trebuie să vină un manager. Se discuta atunci de organizarea unui concurs pentru a fi numit un manager pentru o perioadă de 4 ani pentru interimat. A fost concursul, un singur angajat, nu a îndeplinit condițiile respective. Până la urmă au rămas cei doi directori în funcție, li s-a prelungit mandatul cu încă 6 luni de zile. Și iată, la o distanță de câteva luni, primarul, tot în conferință de presă, adică ieri, anunță că a fost de acord cu aceste angajări, deși procedurile de angajare au fost demarate de mai mult, de câteva zile au fost puse anunțurile. Dar în același context, adică fără ca primarul să aibă un atribut în acest sens. Repet, spitalul nu este subordonat primarului, spitalul depinde doar de Consiliul Local și în doar câteva puncte extrem de importante, și anume organigramă și buget. Cele două documente au fost aprobate de către legislativul local, așadar primarul chiar nu are nicio treabă să-și dea cu părerea dacă și mai ales când conducerea spitalului angajează sau dispune organizarea de concursuri la spitalul de urgență. Bun. Și iată, se organizează în momentul de față două concursuri pentru asistente medicale, pentru infirmiere și apare edilul în conferință de presă cu o declarație surprinzătoare din punctul meu de vedere. Haideți să urmărim declarația dumnealui, după care revenim să o comentăm. Primesc tot felul de mesaje pe Messenger, pe WhatsApp. Dacă nu cunosc pe cineva pe la spital, dacă nu cunosc pe cineva din comisie sau... Deci mie mi se pare o chestie din alt film, cel puțin pentru mine. Nimeni din conducerea primăriei sau din conducerea partidului, că mai vin și pe filiere de partid. Oamenii spun că, domnule, eu știți că am fost cu dumneavoastră așa și vreau și eu să mă ajutați la concurs. Nu ne ocupăm cu așa ceva. Am acceptat în totalitate lista de angajări propusă de către conducerea interimară. Au început demersurile, au făcut anunțurile, urmează în perioada următoare concursul de angajare. Eu vreau să transmit următorul mesaj. Primăria Municipiului Pașcani nu are niciun fel de legătură cu aceste concursuri. Nu ne implicăm în niciun fel. Invit pe toată lumea să participe la concurs, pe cei interesați și mai mult decât atât, dacă cineva cere șpagă la spital pentru concurs, recomand să meargă la poliție, să reclame acest lucru. Dar am revenit, ați urmărit declarația primarului privitor la angajările de la spitalul de urgență din Pașcani. Deci, domnia sa, pe scurt, spune că a primit mai multe mesaje pe Messenger și pe WhatsApp de la unele persoane care i-ar fi solicitat să intervină pe lângă membrii comisiilor de concurs pentru a obține cei care ar fi intervenit, pentru a obține posturi, da? În cadrul spitalului. Și mai adaugă domnul Marius Mintilie că unele solicitări ar fi venit pe filiera partidului din care face parte, adică pe filiera PNL, pe motiv că cei care au solicitat l-ar fi ajutat în campanie electorală. Vă spun sincer, declarația mi se pare uluitoare. Și merită, chiar merită comentată. În primul rând, aș vrea să vă întreb dacă știți cumva că la spital, la spitalul de urgență Pașcani, acum, aceste concursuri sunt organizate, au cumva decât conform prevederilor legale. Adică ați auzit și dumneavoastră că e un fel de bursă, de piață a acestor locuri vacante, pentru că accentul pus de primar cu această atenționare, atenție, eu nu mă ocup de așa ceva, nu mă mai sunați, nu mai interveniți pe telefoane, pe Messenger, pe Facebook-ul meu, nu mă ocup de așa ceva, dacă știți voi că se ia șpagă, anunțați poliția.
Domnul Cojocaru, eu îmi pun întrebarea de ce aceste concursuri au loc acum și nu au avut loc la începutul lunii iulie. Cred că ne amintim cu toții că în luna iulie doamna director pădurarie de la spital a venit și a solicitat insistent Consiliului Local, având în vedere datele medicale care le aveau că există posibilitatea apariției unui val 4 de al pandemiei, a solicitat deblocarea posturilor de la Spitalul Municipal Pașcan și pregătirea spitalului pentru eventualitatea apariției acestui val. Bineînțeles, primarul Pintilie s-a comportat cum se comportă dumnealui de regulă, i-a refuzat cât se poate de vehement directorului adjunct, cred că i-a refuzat de blocarea acestor posturi, motivând pueril că nu s-a numit încă o conducere la spital. Dar fix în aceeași ședință de Consiliu Local a aprobat împreună și aici l-a acuz de complicitate și pe viceprimarul Cristian Rățoi, pentru că a votat acel proiect de hotărâre, a angajat la SECE Ecoserv 10 persoane la salubritate. Sincer să fiu, adică refuz să angajez într-o situație pandemică, să angajez 10 medici sau 10 asistente medicale și prefer să angajez 10 persoane la salubritate. Eu nu spun că nu erau necesare și acolo, dar prioritatea cred că era sistemul medical pentru a acoperi posturile vacante. Doamna pădurărie a motivat că personalul nu este suficient, sunt anumite compartimente unde asistentele medicale, medicii de acolo sunt insuficienți, nu fac față solicitărilor. Au trecut 2 luni de zile și acum ne aflăm în plin val 4 când noi organizăm concursuri. Acest lucru se putea face de la data respectivă până la 1 august, erau posturile ocupate. Eu nu spun că aceste concursuri sunt corect susținute sau nu sunt corect susținute, dar spun că acum în valul 4 noi nu trebuia să ne ocupăm cu așa ceva. Aceste posturi trebuiau să fie ocupate. Bun, dar problema ridicată de primar, dacă ar fi adevărată, chiar ar trebui să... Îi atrag atenția pe această cale în calitate de jurist, că omisiunea... Deci dacă dumnealui a luat la cunoștință despre aceste fapte, trebuie să sesizeze de urgentă parchetul, pentru că omisiunea nesesizării organelor de urmărire penale constituie pentru dumnealui infracțiune. Dacă dumnealui a luat la cunoștință și au fost făcute asemenea solicitări de la membrii Partidului Național Liberal să angajeze clienteală politică, eu nu știu de ce m-a așternut câteva rânduri pe coala de hârtie și să înainteze de urgență parchetul. Ați fost sunat, ați primit mesaje, sunteți totuși consilier local. Noi suntem consilier local, dar consilierii din opoziție știți cum de regulă suntem înconjurați de plexiglas, ca să spunem așa, deci noi aceste știri le aflăm din presă, din interior nu putem să le aflăm pentru că... Dar nu v-a sunat nimeni să interveniți la spital, să aranjați un concurs sau ceva? Am luat la cunoștință cât se poate de târziu și faptul că în al 13-lea ceas primarul Pintilie totuși s-a gândit că hai să deblocheze câteva posturi la Spitalul Municipal Pașcani. Eu nu am cunoștință despre concursuri aranjate la spital. Nu, încerc să spun că cred că nu sună lumea aiurea chiar. De ce nu sună la 112, nu? În altă parte, la directă... De fapt, de astea așa, cât se poate de grave, dar nu le aduce la cunoștință nimănui. Ba, funcționarul primăriei care ar fi intermediat niște afaceri necurate pe acolo. Și încă se angajează la primărie. Adică se angajează la primărie, până lui trăiește într-o bulă de plastică închisă și nu află decât după ce se comite aceste lucruri. Vorbim despre spital, dar nu vorbim deloc despre primărie. Noi tot am întrebat, domnule, dacă ați reușit măcar să solicitați cazierul persoanei în cauză, să vedeți dacă persoana a făcut sau nu pușcăria așa cum a apărut în presa locală în 2009. N-a solicitat cazierul, dar sesizat organele de urmărire penală? Nu s-a făcut nimic. Cu organele de... Deci când e la cunoștință despre astfel de fapt, o aduci la cunoștință specialiștilor să se ocupe de ea. Sunt persoane care mă sună și tot spun, doamne, urmărim TVBIT, urmărim dacă primăria Pașcani a luat vreo măsură împotriva funcționarului respectiv, angajatul din primărie și sunt persoane care vor să vadă dacă sunt luate măsuri pentru a îndrăzni să facă pasul următor. Adică sunt oameni care încă n-au ieșit public să-și spună povestea, să spună ce au pățit și ei, cum au fost și ei păcăliți de aceeași persoană. Da, eu stau și mi-aduc aminte că acum câteva luni propunerea celor de la
Spitalul Municipal Pașcani a fost respinsă de către domnul primar și mă refer la angajările pe care aceștia le-au solicitat. Erau vreo 80 și ceva, dacă mă duc bine aminte. Atunci, din punctul meu de vedere, hai să zic așa, ilegal, pot să zic că domnul primar s-a interpus în sensul că nu este atributul domniei sale, exact cum a spus și dumneavoastră, este fix hotărârea Consiliului Local, pentru că managementul de la Spitalul Municipal Pașcani nu trebuie, bine, ei oarecum din punctul meu de vedere au fost blocați că nu s-au închinat la înalta poată, că știți cum, dacă nu te-ai închinat la sultan, deja e o problemă, cum fac celelalte societăți, vedeți CLP, că acolo nu e nicio problemă, totul merge strună, da? A încercat domnul primar să îndepărteze această conducere, nu i-a ieșit pentru că nu au venit manageri și nu au fost competenți din punctul meu de vedere, că dacă ar fi fost competenți ar fi venit, dar nu i-a ieșit acest lucru și azi vine și spune că putem să facem câteva angajări, pentru că vorbim despre 30 ceva, nici nu măcar nu sunt 40 de angajări acolo, da? În condițiile în care tu la primărie ai angajat, cum a spus și colegul, 10 la ecosalubritate, la primărie încă vreo 20-30 și nu mai știi numărul. Da? El care ne spunea că vrea un aparat suplu și eficient. Vă aduceți aminte în campanie electorală ce spunea domnul primar? Au făcut angajări suprapus de faptul că s-au mărit și salariile la primărie. Deci nu mai avem nevoie de trotuare, nu mai avem nevoie de străzi asfaltate, nu mai avem nimica. Facem angajări. Angajările clientelii politici, vă aduceți aminte, au făcut, sunt unele posturi și chiar mă uit la ultimul post, acel de inginer peisagist, dorința domnului viceprimar, nici măcar n-am văzut anunțul de angajare. Efectiv, se plânge domnul primar că nu poate să elibereze titlul de proprietate. Da? Păi nu poate, pentru că ți-ai angajat ingineri de la uzină. Păi asta e competența pe care o clama domnul primar în campanie electorală, da? Aparatul la suflu în care tu trebuie să reduci din personal și să-l eficientizezi și tu angajezi mai mult și îmi spui că nu ai bani la buget. Păi, despre ce vorbim? Faptul 21 de asistenți, două concursuri, unul pe 28, unul pe 29. Fără a mai lua ceea ce se întâmplă astăzi și mă refer la declarația domnului primar că este solicitat, da, să intervină, este normală. Vă spun și de ce este normală. Și vă spun o povestioare pe care mi s-a întâmplat chiar acum vreo 2-3 săptămâni. Să fie vreo 2 săptămâni. Eram la frizerie și s-a la discuție vis-a-vis de faptul promisiune din campanie electorală. Și spunea că au câștigat că au promis orice. Deci au promis indiferent. Și domnul de pe scaun a spus, într-adevăr, și eu am votat când s-a ridicat să plece, și eu am votat PNL-ul, că mi-a promis că domnul respectiv venit din străinătate, la momentul respectiv, i-a promis că după alegeri vii și o rezolvăm. Ce? Cu angajarea. Pentru că el vrea un loc de muncă și o să vii după alegeri și o rezolvăm. Și acum domnul primar se miră că primește aceste lucruri. Domnul primar este speriat de multitudinea acestor mesaje. Și, pentru că sunt și instituții care mai văd ce mai avem noi prin telefoane, da? Dumnealui vrea să facă pe inocentul. Dar dumnealui a promis în campanie electorală oamenilor pe stradă că îi va aranja. Repet, în conferința de presă a susținut că nu se ocupă de așa ceva. Dar oamenii de bună credință, dacă tu în campanie electorală primară îmi promiți că după alegeri o rezolvăm, adică nu e normal să primești mesaj. Nu e logic, adică... În ce sens se ține de cuvânt? Soția unui consilier local angajată imediat la primărie. Un consilier local PNL angajat la primărie. Ați văzut că a demisionat în ultima ședință un consilier local PNL pentru că a ocupat prin concurs. A susținut concurs. În cadrul partidului. Și a participat el singur, cred că, nu? În cadrul partidului. În cadrul partidului. Concurs la primărie. De ați văzut că o să avem în următoarea ședință constatare vacantării unui post. Deci peste tot, dacă vedeți, în aparatul de specialitate al primarului, am dat. Avem purtător de cuvânt la primărie, care este plătit cu aproape 10.000 de lei. Eu l-am văzut într-un an de zile de 2 ori. Haideți să văd cu un an în urmă, cu 2 ani, cu 3 ani, ce făcea cu purtător de cuvânt anterior și purtător de cuvânt de altă. La televizor sau da, unde să... Da, dacă purtătorul de cuvânt al primăriei, eu plătesc cu 10.000 de lei pe un an pentru 2 apariții de 10 minute la posturile locale? Nu știu dacă e plătit cu 10.000 de lei.
Chiar nu știu ce salariu are domnul Dandu, dar este adevărat la Pașcan... Eu vorbesc de cheltuia la primărie, brut este peste 10. Am înțeles. La Pașcan, purtătorul de cuvânt nu răspunde la telefon, nu răspunde la mail-uri, nu vorbește cu presa... A, nu mai vorbește nici cu consilierul local între timp. O fi, da? Da. Nu mai răspunde nici la salut, la nimic. Mă rog. Bun. Deci, privitor la angajările de la spital, purtătorul de cuvânt al spitalului a spus foarte clar că dacă sunt suspiciuni, cu siguranță aceste suspiciuni nu au un fundament. Și, de asemenea, medicul respectiv i-a invitat pe tine, pe cei interesați să se înscrie la concurs, iar dacă au dubii privitor la modul de organizare sau la rezultate, să facă contestații. Probabil, eu am mai văzut comentarii de-a lungul timpului, este foarte posibil ca în anii trecuți astfel de practici să fi fost în cadrul spitalului. Dar acum mi-este greu să cred că această echipă, Bechir, Pădurariu, se ocupă de așa ceva. Chiar mi-este greu să cred. Cred că nici nu este o concurență foarte mare. Ca să vedeți ipocrizia și dubla măsură, pentru că astăzi domnul primar ne spune că vrea externalizare să vină o firmă, dar în momentul când a fost concursul concursul pentru manager la Spitalul Municipal Pașcani, chiar domnia sa, domnul primar, n-a vrut ca acest serviciu să fie externalizat, pentru că propunerea a venit dinspre spital. Haideți să externalizăm ca să nu fie dubii. Da? Și domnul primar n-a vrut. A zis că nu, facem noi comisia noastră. A chemat, ați văzut și pe medicul nu știu de pe unde, deci a făcut comisia lor. Da? N-au avut omul care trebuie, că în rest era treaba aranjată. Să nu spună mie domnul primar că chiar își dorește, pentru că acest lucru a fost cerut de către spital. Bun, eu nu cred că se va ajunge la o astfel de variantă, externalizarea organizării concursurilor. Domnia s-a pus sub semnul întrebării faptul că aceste concursuri sunt organizate de către spital, din comisie fac parte membrii spitalului, iar subiectele sunt făcute în spital. Și cele trei chestiuni colaborate cu suspiciunile că unii s-ar ocupa de aranjamente ar duce la concluzia că ar trebui să fie organizate concursurile de alții, adică din exterior. Asta s-a discutat. Dar eu m-am interesat, de exemplu, în primăria Pașcani. Ce sunt organizate concursuri în primăria Pașcani cu alții de la Iași sau alte instituții? Exact, așa, aici vreau să intervin eu. Nu? Dacă vrei externalizat acestea, și angajările în primăria Pașcani să fie externalizate. Și în primăria Pașcani sunt aceleași suspiciuni. Monica Rezolvător avea pe listă inclusiv genul ăsta de angajări. De-aia tot insistăm noi la conferințele de presă cu clarificare acestui subiect, nu? Aici mutăm atenția către spital și la primărie nu mai sunt valabile acestea. Nu, în ceea ce privește că tot ați adus aminte de speța Monica Rezolvă Tot, nu se va rezolva nimic, pentru că eu vă spun de sursă sigură că acolo a fost, cum spun eu, Monica nu a fost concediată, da, nu a fost concediată și asta s-a întâmplat pe mandatul domnului Crăciunescu. Domnul Crăciunescu care l-a ajutat, l-a consiliat pe domnul primar, actual primar, să câștige alegerile, da? Deci a fost consultantul lui, bine, poate nu contractual, dar a stat la dreapta lui, că a fost evidentă, da? L-a învățat exact cum să mintă, să promită tot. Dacă omul îți cere ceva, promiți, indiferent situație, nu spui ca data trecută, că ai văzut că ai pierdut alegerile, da? Nu spui ca data trecută adevărul, spui, minți, exact. Asta e o apreciere de-a dumneavoastră. Este o apreciere de-a mea, da. Și în momentul ăsta, deci în momentul ăsta, avem rezultatul pe care îl avem, da? Nu se va face nicio anchetă, dar văzut că nici măcar nu vor să audă. Uitați-vă la figurile lor când aduceți aminte despre acest fenomen. Nu vor să audă pentru că, în primul rând, va trebui să ne primeze. E tare ciudat. Prieten. Deci este deci tare logic, e simplu. Este tare ciudat. În primul rând că edilul când are la cunoștință, când îi se aduce la cunoștință o posibilă infracțiune, are obligația să facă sesizare la
Dacă nu face această sesizare, este el sub incidența legii. Comisiunea sesizării organelor de omorâre penală este faptă penală pentru el. Aici domnul primar ori face sesizare, ori altcineva se autosesizează pentru a mă linșa pe mine. Pentru că eu spun adevărul și adevărul doare. Doare foarte tare. De să nu cer un cazier, să nu fii interesat dacă salariatul tău a făcut pușcărie sau nu, asta mi se pare chiar dubios. Și stau și mă întreb dacă nu cumva ceea ce toți spun unii pe rețele de socializare, dacă nu cumva este adevărat, că de fapt Monica este protejată, că face parte dintr-un grup care avea acces la instrumente, la pârghii pentru a rezolva cu adevărat probleme. Și dacă nu cumva grupul respectiv este cel care asigură protecția. Ori aici și eu și dumneavoastră, telespectatorii pășcănenii contribuabilii, au nevoie de un răspuns. Avem nevoie de răspunsuri, de acțiunea, de intervenția edilului. Răspunsul dumnealui în conferința de presă a fost că așteaptă să fie emisă dispoziția pentru înființarea acelei comisii în cadrul primăriei. Păi dispoziția o semnează primarul. Păi de un an tot ce rog acea comisie. Nu primarul semnează dispoziția, cine să o emită? De unde să vină dispoziția? Nu, ideea este în felul următor. Atât timp cât domnul primar nu are nicio acțiune, nu pune în practică nicio acțiune în acest sens, este clar că orice supoziție este, cum spun eu, poate fi luată în calcul, da? Pentru că noi poate ne facem și unele supoziții, mai avem și informații pe care le mai avem. Poate nu avem de dovezi, totul este plauzibil. Atâta timp cât tu nu acționezi, este clar că ceva ai de ascuns, indiferent în ce direcție. Da. Bun, trecem la următorul subiect. Vom vedea cum va evolua acest subiect cu Monica și dacă vor mai apărea discuții privitor la angajările de la Spitalul de Urgență din Pașcani. Repet, declarația edilului din conferința de presă pe mine m-a uimit. Așa cum a fost pusă ea în spațiu public, dar și faptul că a fost lipită o etichetă, nu știu dacă chiar merita spitalul o astfel de etichetă. Mă rog, cred că e nevoie de mai multă atenție atunci când vorbim de instituții. Pentru că eu cred că primarul, edilul, consilierul ar trebui să protejeze instituțiile. Spitalul, în cazul de față, mai ales în astfel de momente. Bun, și evident, dacă sunt fapte penale sau dacă are cunoștință cineva de astfel de fapte, să le reclame, să facă plângere și așa mai departe. Apropo, cei care au dat mesaje pe Facebook, pe Messenger, nu pot fi și ei atrași la răspundere? Nu? Pentru că cineva voia să dea o mită, nu? Asta era ideea. Nu. Ei chiar au adus la cunoștință, edilului. Deci au adus la cunoștință, el era obligat să sesizeze organele de urmărire penală. Bun. Discutăm despre modificările urbanistice de peisaj de pe esplanada din zona Vale. Dacă locuiți în zonă, știți că de câteva zile muncitorii lucrează zdravă în acolo. Au fost scoși arbuștii puși, am înțeles, de acum 20 de ani. Nu prea am înțeles motivele certe. Viceprimarul, într-o emisiune aici la TV Bit, a argumentat faptul că acei arbuși făceau mizerie, că erau uscați sau semi-uscați și că trebuiau neapărat înlocuiți. Iar soluția găsită acum, și anume acești copaci ornamentali, ar fi mult mai bună decât ce a fost până acum. Cert este că sunt reacții. Unii oameni au și azi dimineață eram pe esplanadă și am văzut câțiva pensionari adunați acolo și cereau explicații unor muncitori, erau supărați în mod evident că de intervenția administrației locale. Vom vedea care vor fi efectele, poate la primăvară, poate peste un an sau doi. Haideți să discutăm despre această chestiune. Spunea colegul meu consilier despre ce angajarea unui inginer peisagist. Când veneam încoace către emisiune, cred că este acel inginer angajat, că
am precizat și adineauri că noi nici nu luăm la cunoștință când se organizează concursurile, aflăm de ele după ce s-au organizat. Se aflau pe esplanadă cu acești arbori plantați acum de curând, deci mă uitam, spațiul verde efectiv a fost distrus, s-au scos acei arbuști care erau niște conifere care nu produceau, culmea că nu produceau mizerie pe esplanadă, totuși este o zonă pavată, o zonă pietonală, nu e spațiul verde distrus, efectiv câteva flori montate în jurul acelor arbori, deci dacă am angajat un inginer peisagist să ne distrugă, nu să facă ceva mai frumos, cred că lucrurile nu sunt în regulă. Și aici, cu siguranță, precizez, aceasta este dorința viceprimarului, nu a primarului, cu privire la arbuștii de pe esplanadă, că lui stau în cap de la începutul mandatului. Eu nu spun că poate nu e necesar să aducem o schimbare, să fim reticenți la nou, dar nu aceasta este era prioritatea municipiului Pașcani. De un an de zile, consilierii PSD și domnul Olariu de la PMP, ședință de ședință, stăm pe capul primarului, haideți să ne apucăm de la Cupreștișorul. Am trecut prin Consiliul Local și aprobat un proiect de hotărâre privind efectuarea unui studiu de fezabilitate cu privire la Cupeștișorul. Am insistat, haideți măcar să scoatem bordurile alea de beton de acolo și să aranjăm cât de cât zona respectivă. Nu, în loc să facem lucruri utile, noi ne-am apucat de distrus de esplanada. Ia gândiți-vă, domnul Cozocaru, deci acești arbori, după ce vor crește, pe lângă faptul că fac parte din categoria foioase, din septembrie și până în decembrie o să ai numai frunze toată esplanada. Gândiți-vă la faptul că eu am văzut, m-am uitat și eu pe internet să văd ce fel de arbori sunt, deci ramurile vor crește undeva la 1,5 metri în exterior. O parte din ei sunt montați în fața balcoanelor de la blocuri. Cam cum vor reacționa acei locatari de acolo care vor avea în balcon cringile de la copac? Va fi nevoie de călătare, în mod evident. Va fi nevoie de călătare. Parcă până acum ne plângeam că plătim prea mult pentru asigurarea curățeniei în oraș. Din momentul când o să înceapă căderea frunzelor, deci și zi de zi, de 3-4 ori pe zi o să trebuiască măturat, că esplanada va fi plină de frunze. Chiar n-am înțeles de ce au făcut acest lucru, cu ce le stăteau în cap acei pini care erau acolo pe esplanadă, pentru că chiar erau în regulă, nu uscați, chiar erau cât se poate de verzi. N-am văzut niciun uscat. Dacă este opera acelui inginer peisagist, preferam să ocupe popa de la gospodăria comunală în continuare de esplanadă decât un specialist. Când am venit în coace, chiar l-am întrebat cu privire la toaletau, copacii ăștia, montau acolo, nu mi-a dat niciun răspuns. Vă rog. Exact cum a spus și dumneavoastră, asta este opera domnului viceprimar, pentru că el a și spus-o acum vreo 5-6 luni într-o conferință de presă, că el își dorește scoaterea acestor arbuști și să planteze arbori de mesteacă, da? Deci a spus-o, acum 5-6 luni, poate mai bine, a spus-o într-o conferință de presă. În ceea ce privește inginerul peisagist, sigur, vă spun, eu m-aș fi așteptat ca domnul viceprimar să nu se grăbească și să aștepte o părere din partea acestui inginer peisagist, pentru că acum stau și mă mai gândesc, nu știu de ce l-a angajat, ținând cont că chiar ieri ne spune domnul viceprimar că s-a consultat cu încă alți 8 specialiști. Păi și atunci de ce l-ai pentru fiecare copac. Păi de ce l-ai angajat? Păi asta n-am înțeles, dacă asta nu contează. M-aș fi așteptat să vină un plan, un desen, să ne arăte. Uite, cam așa ar apăra, să pună pe Facebook și de aici să apară dezbaterea. Da? Pentru că fiecare a văzut. La noi dezbaterea apare după ce s-a distrus. Vedem cum ar fi trebuit. Ar fi pus niște planșe, da? Niște desene și ar fi luat niște notițe vis-a-vis de comentarii, da? Putea să intre chiar și în acea discuție ca să fie un dialog cu cetățenii și de acolo trăgeai niște concluzii. Nu distrugi și după aceea te trezești că domne, ăștia sărăi că vorbesc și comentează, că eu am vrut să fac un lucru bun. Eu nu zic că n-ai vrut să faci un lucru bun. Doamne ferești, nu mă gândesc că... Dar trebuie să gândești înainte. Și într-adevăr, chiar trebuie să întrebi niște specialiști, nu să ne spui că ai întrebat niște specialiști, nu. Eu nu știu cât de să vină un specialist, inginerul peisagist, să vină cu niște desene, să le publice și vedem, discutăm, comentăm și de acolo tragi niște concluzii. Nu știu cât de vinovat este inginerul peisagist, a fost angajat săracul. Ideea e că asta că el e nevinovat, n-are nicio treabă, în plus,
Deci, efectiv, a fost o dorință de a viceprimarul să aibă inginer peisagist, poftim, de la Vaslui. Sperăm să nu fie și neam că sunt niște suspiciuni în zona asta, dar în fine, trecem peste asta. Până la urmă, contează competența acestui domn. Da? Și deocamdată, ce am văzut până acum, nu mă... Eu n-am avut timp să îngrijească spațiul verde. Ați văzut intrarea în oraș unde au fost montate acei suport pentru flori. Spațiul verde este uscat, nu a fost udat când a trebuit. Deci, efectiv, el este compromis la anul. Cred că trebuie din nou pus. În afară de faptul că, bun, am înțeles că vrea să planteze trandafiri la lele și alte... Trandafiri vă doar scos, cum se mai planteze? Cred că la lele galbă, trandafirul de asta i-a scos. Și am rămas surprins. După ce ras atâtea straturi cu trandafiri și mă uitam și acolo între Casa de Cultură și Restaurantul Express, acolo trandafirul este praf. Deci așa, e, cum spun eu, ca în deșert. Sărașii trandafirii au rămas terminați, nu i-a mai îngrijit nimeni cu nimic. Mă mir cu... Așa. Cred că dacă îi scotea de tot, cred că arăta mai bine zona. Deci o bătaie de joc. Așa am înțeles el să scoată PSD-ul din oraș, ca și făcut publicul cu asta. Scoate trandafirii, cred că așa a scos PSD-ul. Da, am înțeles, pui trandafirii, să părească mai frumos. Pui narcise, pui flori de astea de primăvară, ok, de asta se plantează în toamnă. Dar să pui crizanteme, să plantezi crizanteme toamna, deci asta nu mai auzit. În afară de faptul că la crizantemele astea trebuie să ai un sol special, adică ca să fii bine drenat. Pe asta eu vă garantez că 90% din ele în primăvară sunt gata, sunt terminate. Bun. Deci aruncăm 15.000 de lei aruncați pe crizantemii de aiurea. Ca să ne bucuri o lună de zile, nu. Eu vreau să ne bucur tot anul, din primăvară până așa. Dar nu să-ți bagi joc niște bani. Asta este o întrebare care trebuie pusă. Câți bani cheltuie administrația locală pe noile măsuri luate pentru păstrarea curățeniei, pentru înfrumusețarea municipiului Pașcani? Pentru că adunate așa poate să fie o mică avere. Angajați zilieri, cumpărate echipamente și iată... Motorină, apă, bun. Răsaduri și probabil lista poate continua. Poate ar fi interesant să aflăm și nota de plată ca să putem compara cu rezultatele. Și încă o chestie, dacă vă aduceți aminte, și domnul primar și domnul viceprimar plângeau de grija în campanie electorală, bineînțeles, nu al altul. În ghilimele plângeau? Da, plângeau, da, că trebuie să ajutăm mediul de afaceri din Pașcani. Ei, având în vedere aceste crizate, mi-au avut oferte de la producători, deci nu comercianți de ăștia intermediari, producători care produc și crizanteme. Au avut oferte, da? Nu, ei au luat din altă parte. Deci cu achiziții directe, nu spui că a fost o licitație și... Vă spun sigur. Deci nu a luat din afară, din altă parte. La un an la Pașcani. La un an de mandat. Și a avut ofertă. Deci nu se poate... Dar nu am ofertă, de pare că nu... La un an de mandat, cu un buget cât se poate de generos, chiar dacă a fost situația pandemică în oraș, am datorat bugetul local cu 24%. Persoanele fizice nu au fost sprijinite absolut deloc. Știți foarte bine câte discuții au fost și în Consiliul Local, în momente dificile nu s-a acordat nicio sumă de bani de la buget. Tot bugetul a fost făcut praf. Am moștenit și de la administrația precedentă o rezervă considerabilă. Iar acum am mai văzut că prioritatea zero este să se ocupe de societățile comerciale, de noile condiții pentru a obține autorizația de acordul de teritorialitate. Eu, sincer să fiu, mi-am răspuns la dorința lor de a întocmi un nou regulament, că pur și simplu caută să-l facă să nu se mai încadreze domnul la autorizația care are. Ideea e în felul următor, că trebuie să suferi toată lumea. Da, deci efectiv eu așa am contrast în cuvânt. Lumea o să fie că eu am să iau autorizația, că o să vedeți că am depus toate documentele pe 6 luni, asta mi-a expirat, și o să vedeți că nu au cum să nu dea, pentru că am pus toate documentele. Că este este pe site-ul primăriei, solicitare de acord de funcționare, care e aici. Și are niște puncte. Mm-hmm. Și eu le-am, cum spune, le-am depus documentele. Acum sunt curios să văd ce o să fac. Dar spune de ce modifică. De exemplu, compania mea este companie de turism și potrivit legii nu necesită acord de teritorialitate, că deține licență emisă de Ministerul Turism. Probabil vor să modific și în Consiliul Local să-mi trebuiască și mie.
Noi am pus subiectul ăsta într-o conferință de presă și vom insista ca Primăria Pașcani să clarifice această situație. Care dintre societățile din Pașcani au obligația să meargă la primărie, să depună documentația și să obțină acest acord și care dintre societăți nu au această obligație? Evident, există prevederi legale în acest sens, dar Primăria Pașcani are obligația ca aceste informații să fie traduse, adică pe înțelesul tuturor, și să fie puse pe site-ul primăriei, nu să le găsiți acum, dar ele trebuie să fie la vedere, așa încât contribuabilii cei care plătesc taxe și impozite să aibă acces la astfel de informații, dincolo de orice dubiu. Când am pus acest subiect în discuție, răspunsul a fost, facem noi un alt regulament. Da, ca să vedeți unii, dacă tot să deschid subiectul, domnii de la primă nu sunt preocupați să facă proiecte pentru asfaltări, sunt preocupați să facă proiecte care să limiteze accesul jurnaliștilor incomozi în primărie. Și acolo. După aia, regulamente pentru acordarea acestor acorduri, da, dacă se poate spune așa, de funcționare pentru cei care critică, adică eu. Pentru că toate astea se întâmplă din cauza mea. Și măcar dacă ar fi fost ceva adevărat, pentru că dacă vă aduceți aminte, acum un an sau doi, mai avut discuția asta, acuzația asta a domnului Bodașca la timpul ăla, am adus aminte, documente, dosare, le-au filmat și cei și colegii dumneavoastră care să spun că eu lucrez ilegal, le-au văzut și la momentul respectiv n-au tras concluzia asta. Dar eu nu mai sunt agenți economici. Era în fața dumneavoastră o fabrică de mobilă. Este fabrică, este fabrică pe cea stată, este un serviciu, să mai deschid un serviciu acum. Deci atunci trei spălătorii. Sunteți pe insulă cumva sau cum? Da, domnul Provocaru. Eu sunt insula celor care nu tac din gând. Domnul Valeriu, eu vă sfătuiesc să vă mutați la Brașov. Săptămâna trecută, deschizând un punct de lucru la Brașov, s-a pus problema obținerea acestui acord teritorialitate. Pe site-ul primăriei din Brașov, deci am înaintat scanate, nu am mers la primărie deloc. Deci, acea autorizare la Registrul Comerțului de deschidere unui punct de lucru și contractul de salubritate. Am plătit cu card bancar 82 de lei, n-am pus chitanță, n-am pus nimic, ei au verificat lucrul ăsta și după 3 zile mi-a venit pe mail acordul de teritorialitate. Nici nu știu în primărie. Eu am 10 zile, înseamnă că ce se întâmplă? Păi la mine durat 30 de minute să scanez, să trimit documentele alea și pe 3 zile mi-a venit documentul tot pe mail înapoi. Acum, ca să închid subiectul ăsta, că am zis că așa la un moment dat, știți de ce a apărut toată chestia asta, asta le spun telespectatorul, tot linșajul ăsta asupra mea, pentru că imediat după ce, la câteva zile după ce am depus la Primăria Municipiului Pașcani o cerere de informare pe 544 în ceea ce privește achiziția de la Iordache Cantacuzino cu suspiciunea de fraudă, și da? De 2 miliarde jumate. La câteva zile apare știrea, Olariu ilegalul și infractorul, da? Știi toată lumea, deci nu mai, nici nu mă mai... Dar mai apărut ceva. Așa? Și culmea, să uitați-vă în documentele care au fost puse de cei domni care spun că sunt apărătorii municipalității, da? Țin cu dumneavoastră, cu cetățenii, vedeți că documentele le-au obținut cu 2 luni înainte. Da? Adică găsești tu acolo undeva în mintea ta că eu sunt ilegal, că din documentele respective nu reiese acest lucru și spui că, cum spun eu, spui că eu sunt ilegal, dar din documente nu reiese acest lucru. Da? Inventezi o știre doar ca să îl înșezi mediatic o informație pe care o aveai înainte cu 2 luni și apare fix la câteva zile după ce depune eu acea cerere. Adică, din punctul meu de vedere, fără să fiu subiectiv, se încearcă linșajul meu imediat și pus la colț. Olariu, ori taci din gură, ori te îmbrac. Olariu, pe românești. Deci linșajul dumneavoastră mediatic s-a făcut cu... Nu, pentru că aici vreau să fac o precizare. Și nu e prima dată, de ani de zile mă confrunt cu asta și nu mă sperie de atât că am tras destul până acum din cauza asta. Dar uitați-vă la atitudinea primarului. Pentru că eu niciodată nu spun că el e cu minte, el așa. Dar trimite mesajul cu ei trebuie și ceilalți fac treaba. Treburile murdare sunt făcute de altcineva, nu de el. Vedeți că el apare tipul împăciuitor, tipul ăla calm, relaxat. Și el nu spune niciodată nimica. Dar trimite mesajul
pleacă în altă parte și băieții fac treaba. După ce ați sesizat dumneavoastră posibilitatea unei fraude la, cu privire la încredințarea licitației, prietenii noștri comuni de la Măscăriștele au fost recompensați, pentru că imediat a apărut în dezbatere publică acordarea unor remunerații fix cu niște condiții în care să se încadreze doar ei. A, să stați că nu numai asta, am mai cerut documente și în ceea ce privește acea licitație de la ECO, de la CLP, da? Am mai cerut și de acolo și deja să le anunț pe domnul primar și pe ceilalți care să pregătească și altă dezinformare în ceea ce privește Olariu, îi anunț că deja e aproape gata plângerea cu CLP-ul. Urmează și cealaltă, că nu mă opresc aici. E vorba de o amenințare sau povestiți ce faceți? Deci nu sunt dezvăzat de mai speale, îmi face o faptă... Nu e amenințare, eu cum spun, e o plângere care o vor face, nu știu, vedem mulți cadeați DNA sau de ICOT, ceea ce privește licitatea de la CLP, da? Și imediat urmează asta la altă cu CLP-ul e ca și redactată, mai sunt știi, reglaje fine, da? Și la asta la altă urmează cealaltă cu Iordache Cantacuzino. Privitor la anunțul pentru campania de informare, e părerea dumneavoastră ce ați spus acum câteva minute. Noi am prezentat o ofertă comună, noi și colegii de la cealaltă televiziune, pentru că, din motive pe care nu le-am înțeles, ar fi urmat să fie, să fi fost încheiat un singur contract. Mai este televiziune în oraș? Da, sunt două televiziuni în Pașcani, trei site-uri de știri și un post de radio. Deci am prezentat o ofertă comună, tocmai pentru că este nevoie de o campanie de informare. Eu sper să fie mesaje de interes public care să fie promovate de către administrația locală. Mă refer la campanii de informare, poate pe colectare selectivă și nu doar. Vom vedea. Dar din condițiile puse de către administrația locală, practic am fost obligați să găsim această formulă de asociere pentru a putea participa la această campanie. Am făcut această precizare ca să fie foarte clar. Domnul Cojocaru, și când a fost proiectul de hotărâre, când ești interesat să faci o campanie de informare, ești interesat ca informația cu care vrei să o dispersezi să ajungă la un număr cât mai mare de persoane. Ca să ajungă la un număr cât mai mare, te folosești de absolut tot ce ai pe planul. Inclusiv jurnaliștii online, pentru a ajunge la un număr cât mai mare, dacă este de informare. Așa este. Bun. Vom vedea cum se va finaliza, vor fi finalizate demersurile, pentru că în campanie nici măcar nu a început campanie de informare. Luăm o scurtă pauză de publicitate, revenim să discutăm chestiuni la fel de importante. Am construit 514 km de drumuri, oferind o infrastructură corespunzătoare pentru 57 de localități din mediul rural și urban. De 10 ani comercializăm materiale de calitate, beton și fier beton, cărămidă și becea pentru zidării, termoizolații, finisaje, acoperișuri și garduri. Vino și tu la depozitul din Târgu Frumos, strada Justiției, numărul 25, pentru a beneficia de o gamă largă de produse. Toți clienții beneficiază de consiliere tehnică, certificate de calitate, livrare gratuită și descărcare cu Macaraua. Echisam, pasiune pentru drumuri, materiale de calitate. New Art a devenit Aroma Ristorante Epizzeria.
Acum găsiți la noi bucate alese, gătite de bucătari premiați cu specific italian și românesc. Servim pește și fructe de mare, pizza, paste, aperitive, ciorbe, salate și desert, precum și meniul de bar-cafe. Ingredientele sunt fine, atent selectate, furnizate de producători recunoscuți pentru standardele de calitate. Vă puteți relaxa într-un decor care preia elemente din arhitectura mediteraneană, conceput pentru cei care doresc să se bucure de ceva bun sau de o simplă cafea. Se fac și livrări la domiciliu sau evenimente private. Aroma Ristorante Epizzeria, în zona centrală a municipiului Pașcani, vis-a-vis de oficiul poștal Deal. Relații la telefon 0729 422 499. S-a deschis o nouă stație ITP în municipiul Pașcani. Ando Service Center oferă servicii de calitate pentru autoturisme și camioane. În noul sediu găsiți aparatură de ultimă generație, dar și personal calificat cu multă experiență. În aceeași locație este un centru de verificări tahograf, limitatoare de viteză și un servis pentru reparații complexe și diagnoză pentru camioane și remorci. Încercați cu încredere serviciile oferite de noua stație ITP Ando Service Center. Sediul se află pe strada Gării numărul 50 Pașcani, înainte de bariera spre Suburbia Lunca pe partea dreaptă. Programul este de luni până vineri între orele 8-18, iar sâmbăta până la ora 12. Relații la numărul de telefon 0726 291 557. Am revenit în studio după o scurtă pauză de publicitate. Invitații mei de astăzi, Mihai Dedu, consilier local PSD și Sorin Olariu de la PMP. Discutăm în continuare despre un proiect extrem de interesant, proiect de hotărâre, argumentat de primar și juristul, șeful departamentului juridic al primăriei. O argumentație extrem de interesantă pusă de juristul primăriei. Cred că împotriva domniei sale și împotriva celui care a făcut regulamentul se merită și o reclamație administrativă. Da, deci un proiect de regulament pus în dezbatere publică împotriva jurnaliștilor din Pașcani. Îmi asum cuvântul împotrivă, pentru că veți vedea, se justifică pe deplin. Noi jurnaliștii din Pașcani, suntem acreditați la mai toate instituțiile statului cu care relaționăm, de la poliție, ISU, salvare, prefectură, Consiliul Județean, Inspectoratul Școlar și așa mai departe. Genul ăsta de acreditare se face de regulă la începutul anului. Pe baza unei cereri se completează un formular, se pune în copie legitimația de serviciu și buletinul, cartea de identitate. Bun. Și acea acreditare este valabilă un an de zile. Procedura este reluată de fiecare dată la începutul anului. Nu este nevoie de un regulament suplimentar, toată procedura este derulată pe baza legii 544, legea informațiilor publice. La Pașcani, în urma unor conferințe de presă cu întrebări care l-au deranjat foarte mult pe edil, iată, se încearcă impunerea unui regulament pentru a fi puși la punct jurnaliștii din Pașcani. Mai mult, cred eu, este vorba despre TV Beat. Sau mai bine spus, este vorba despre mine. Cred că primarul a fost deranjat și este deranjat în continuare și s-a văzut asta din răspunsurile domniei sale, de faptul că insistă aproape în fiecare conferință de presă cu întrebarea dacă a rezolvat problema
cu firma domniei sale care ocupă mai multe suprafețe de teren din domeniul public, fără contract, fără plată, unde au fost edificate construcții de asemenea fără autorizație necesară. Și această întrebare îl deranjează enorm. Pentru că, repet, suntem într-o situație cel puțin ciudată, un dublu standard impus de administrația locală, de primar, unul valabil pentru cei care au afaceri în Pașcani și chiar pentru cetățeni, de a respecta legea, prevederile urbanistice și de a fi sancționați cei care le încalcă, iar cel de-al doilea standard este aplicat domniei sale, afacerilor pe care le are, după cum se vede, protejate în acest context, da? Pe acest subiect, după ce a fost ocupat domeniul public pe mai multe suprafețe de teren, acum, cred că în 2009, din 2009 este această situație, fără să fie luate două măsuri principale. Unul, pentru recuperarea prejudiciilor, și a doua măsură necesară pentru ca terenul să revină municipalității. Noi suntem în situația în care terenul ăla parcă au devenit proprietatea firmei primarului. Deci nimeni nu face absolut nimic. Niciun demers din primărie. Nu se mai face niciun demers. Vedem că poliția se duce prin piață, peste tot, prin Pașcani, somații de evacuare și așa mai departe, cum ar trebui de fapt să se întâmple. În această zonă niciun fel de reacție. Absolut niciun fel de reacție. Bun. Și supărat în mod evident pe acest subiect, din punctul de vedere, cred că ăsta este principalul motiv pentru care s-a impus acest regulament. Bun. Haideți să citim puțin ce solicită domnul primar de la jurnaliști pentru a pune piciorul în primărie. Da? Într-o instituție publică, primăria Pașcani nu este un SRL. Deci nu este un SRL, nu este o entitate privată. Deci ca să intre în primăria Pașcani, jurnaliștii ca să aibă acces în primăria Pașcani, trebuie să îndeplinească, din punctul de vedere al primarului, o serie de condiții. Adică să aibă acreditare. Iar acreditarea respectivă poate fi emisă sau retrasă, de exemplu, în condițiile în care în următoarea situație. Prezentarea tendențioasă, jignitoare și falsă activității primăriei municipiului Pașcani de către reprezentantul acreditat. Cine stabilește că o știre este tendențioasă, jignitoare și falsă? Am pus această întrebare, veți vedea în filmul care îl vom difuza. Și răspunsul a fost noi. Noi de la primărie, cum cine? Noi verificăm. După care, evident, răspunsul a fost corectat, pentru că doar instanța poate să stabilească dacă o persoană, un ziarist, a scris, a prezentat o știre în mod tendențios, jignitor, sau o anumită informație a fost falsă sau nu. Deci nu poate cineva de la primărie să-și aroge acest drept și nici nu are experiența necesară să o facă. Un al doilea articol este și mai gogonat. Ziariștii acreditați au obligația să respecte prezentul regulament, dacă va fi aprobat, și să prezinte informațiile așa cum au fost acestea furnizate de către reprezentanții primăriei municipiului Pașcani. Deci dacă primăria Pașcani spune nu contează ce, jurnalistul nu trebuie să mai aibă frământări dacă ceea ce spune primarul, administratorul public, viceprimarul sau oricare din primărie, dacă este adevărat sau nu, dacă este ok sau nu, dacă este complet sau nu, dacă este în interes public sau nu. Conform regulamentului, ar trebui ca jurnalistul să fie un fel de... Am înțeles, trăiți. Da, am înțeles să trăiți. Adică un fel de personaj care transcrie o declarație și atât. Înțeleg că altă explicație nu ar putea fi, că cei din primărie chiar n-au habar despre această meserie de jurnalist. Jurnalistul este obligat să verifice orice informație în cel puțin trei surse. Nu se prezumă
că informația de la primărie este dincolo de orice dubiu. Că primăria livrează adevărul absolut. Eu n-am auzit așa ceva. Deci nu am auzit așa ceva. Ăsta ar fi un aspect. Al doilea, fiecare televiziune, ziar, are un anumit proiect editorial. Anumite reguli editoriale. Nu poate veni primarul sau oricare din primărie să spună, băi, eu dacă ți-am spus ție, sau am spus nu știu ce, am dat o declarație de 5 minute, tu să-mi pui declarația ori 5 minute, ori deloc. Nu se poate așa ceva. Sau eu îți dau un drept la replică și tu îmi pui tot dreptul ăla la replică. Nici asta nu se poate. O altă cerință este ca jurnaliștii, ca să fie acreditați, trebuie să prezinte un fel de dosar ca la securitate. Sau, mai bine spus, un dosar ca și cum s-ar angaja la primărie. Deci, să prezinte actele de identitate, un CV, să prezinte și o dovadă că este angajat sau are o anumită relație contractuală cu o instituție de presă și așa mai departe. Chestiuni care nu sunt uzuale. Repet, în acreditările la alte instituții îți cere copie după buletin. Legitimația de serviciu este cea importantă. Pentru că tu aparții unei instituții de presă, ești salariat acolo, iar actele de angajare, să spun așa, ele sunt la societatea respectivă, la ziarul sau televiziunea respectivă. Nu trebuie să repeți aceeași procedură în raport cu primăria Pașcan. Și dincolo de aceste aspecte, în sine, regulamentul este o procedură mai puțin uzuală. În Iași nu există o astfel de cerință, nici la Consiliul Județean, nici de la primărie. La Cluj, de asemenea, la București nu este, la Bacău nu este, la Suceava nu este, la Botoșan s-a încercat această variantă, iar Asociația Jurnaliștilor Profesioniști a intervenit, iar primarul a renunțat la acest demers, și a fost sancționat, înțeleg, un funcționar de acolo, dar la primăria Pașcan se insistă cu această abordare. Bun, haideți să urmărim ce spune primarul, cum justifică domnia sa foarte frumos acest demers, după care revenim și comentăm. Ideea este că, așa cum primăria Pașcan, pe orice domeniu, că vorbim de achiziții publice, că vorbim de servicii, că vorbim de proiectare, că vorbim de, nu știu, orice, își alege parteneri. Își alege, în sensul că îi verifică. Da, noi sunteți ziarist, știm cine sunteți după nume, știm ce firmă reprezentați sau cum sunteți organizat în PFA, în II sau SRL. Asta este cum aveți ceva. Nu ne deranjează pe noi, astăzi sunteți trecut, filtrat cumva că există entitatea respectivă, aveți accesul tot timpul la acțiunile care sunt... Da, un ecosol și o legitimație, aveți accesul oricând să intrați în primărie, fără să fie o problemă de îngrădire. Adică, efectiv, stabilim o relație mai strânsă între noi. Ideea este în felul următor. Că informațiile pe care le primiți de la primărie, aș dori să fie publicate așa cum le primiți de la primărie. Dumneavoastră, după aia, politica editorială, ceea ce scrieți în articolele dumneavoastră, vă privește pe dumneavoastră. Dar ceea ce primiți de la primărie, un comunicat de presă, un punct de vedere, descrierea unui eveniment, aș dori să fie trecut așa cum este primit, fără să fie trunchiat conținutul care vine de la noi. După care, părerea dumneavoastră despre orice fel de lucru din lumea asta, nu ne preocupe pe noi. Nu înțeleg de ce anume trebuie asemenea regulament, dacă se poate intra cu ori pe bază de legitimație. Poate intra cineva acum, pe ușa asta, și să spună că eu sunt ziarist de la nu știu unde. Nu-l cunosc pe omul ăla, nu știu cine este. Eu nu cer altceva decât să știu cine este omul ăla. Prefectura are acreditație ziariști. Sunt zeci de municipii care au ziariști acreditați. Deci, dar nu este regulament. Păi, în 544, la prefectură, ISU, Consiliul Județean, primăria ea, peste tot, la toate instituțiile. Se face acreditare pe bază. Am văzut regulamentele la alte municipii. Deci, puține la număr din țară. Și nu la urmă, și în comunicatul de presă, dreptul la replică de ieri, că nu există nicio ingerință în ceea ce publică ziaristul sau
societatea respectivă, televiziunea sau presa, în articolul 4, alinia C, este o prevedere foarte clară de ingerință. Ok, spuneți. Prezentarea tendențioasă, jignitoare și falsă a activității primăriei municipiului Pașcani de către reprezentantul acreditat duce la refuzul acordării acreditării sau retragerea acreditării. Asta este foarte clar o chestiune care intră în ceea ce publică ziaristul. Adică noi publicăm o știre, de exemplu, sau un reportaj. Niciodată? O secundă. Cine stabilește că știrea respectivă este tendențioasă, mincinoasă sau jignitoare? Avem aici, de exemplu, comisia de presă astăzi este filmată. Dacă eu am spus că un lucru este alb, n-ați scris că e negru, e mincinos sau e mincinos, nu pot prova. Dar numai în instanță se poate stabili lucrul ăsta. Atunci în instanță. Dacă instanța va constata că a fost o minciună și n-a fost un adevăr, se retrage acreditarea. Deci numai în instanță și aveți posibilitatea să mergeți în instanță. În instanță. Eu de asta dar acreditarea se retrage în urma hotărârii de instanță. Toate adăugările care le-ați pus în regulament, da, care excep cadrul legal pe 544, sunt ilegale. Sunt ilegale. Deci, conform articolului 3 din 544, participarea ziariștilor la instituțiile publice acreditate, autorități publice, nu va putea fi limitată ori restricționată prin reglementări interne care excep cadrului legii 544. Care excep? Dar să nu excep. Păi cum? Articolul 4 nu-l găsiți în 544. Articolul 9 nu-l găsiți în 544. Solicitarea unei dovezi de acreditare că are o relație comercială sau de angajament cu instituția de presă, nu apare în 544. Bun, ok. Am înțeles punctul meu de vedere. Da, am revenit. Deci, l-ați văzut pe primar cum spune că ideea este că primăria Pașcan trebuie să-și aleagă partenerii, nu? Și domnia să face un fel de paralele între cum își alege primăria Pașcan partenerii, cei care prestează servicii. Și aici e dubios, pentru că singura selecție, din punctul meu de vedere, ar trebui să o facă SEAP-ul sau PSAP, nu? Adică partenerii aia care livrează servicii ar trebui să se înscrie pe SEAP și în funcție de prețul și serviciile oferite să aibă acces să furnizeze serviciul solicitat sau produsul respectiv primăriei Pașcani. Dar, mă rog, edilul spune că există un astfel de exercițiu de a alege partenerii respectivi. O fi și asta. Eu nu știu. Dar, oricum, cam asta zice, că vrea, prin acest regulament, să aibă un instrument prin care să-și aleagă partenerii din mass media. Să fim serioși. Domnule primar, vorbim de o instituție publică. Primăria, repet, nu este un SRL, este o instituție publică. Presa, jurnaliștii au acces în instituțiile publice. Ce să vezi? Așa funcționează lucrurile în democrație. Avem acces în primărie, că nu e a primarului primăria, este a noastră, a tuturor, a cetățenilor. Și avem dreptul să vă punem întrebări, fie că vă place, fie că nu vă place. Avem dreptul să avem acces la ședințele de consiliu. Nu cum ați spus în regulament că filmează primăria și ne furnizează înregistrarea. Deci avem acest drept. Cetățenii au dreptul să fie în sala de ședințe la ședințele de consiliu. Nu interpretați că ei au dreptul să fie informați uitându-se la televizor. Nu. Cetățenii au dreptul să fie acolo, în sala de ședințe. Noi avem acest drept să fim acolo, să filmăm, să înregistrăm, să difuzăm. Da? Deci avem acest drept fără regulamentul ăsta. Este treaba dumneavoastră că vă căutați un fel de partener după chipul și asemănarea sau interesele dumneavoastră. Nu mă interesează. Presa este încă liberă în România. Poate veni oricine să vă pună orice fel de întrebare și să prezinte legitimația de presă furnizată de ziarul sau televiziunea respectivă. Nu acreditarea dată de primărie. Eu am acreditată dată de fostul primar Nicolae Rățoi. Valabilă. Deci nu este termen de expirare, să spunem așa. Este încă valabilă. Pe un regulament care încă este valabil. Deci este o hotărâre aprobată. Doar că domnul primar nu face referire la acest regulament ca și cum ar exista. Bun, știți povestea.
rămâne, deci acest regulament va ajunge Consiliul Local pentru ca dumneavoastră să-l aprobați. Domnul Cojocaru, deci lecturând acest regulament, pur și simplu eu am tras concluzia că acestea sunt tendințe dictatoriale. Dacă mă vederez acele articole puse în regulament, deci rezultă că cei din media, care ne plac sau nu ne plac, ar trebui să fie angajați contract de muncă la primărie. Deci nu să fie entități distincte și independente. Acum mi-ați mai dat o idee, deci în curând parcă văd că schimbă și regulamentul care e vechi în Consiliul Local. În Consiliul Local. Să fie consilieri acreditați, să intrăm sau nu mai intrăm? Să bat, dacă ne acreditează, dacă mai intrăm sau nu mai intrăm. Deci deja v-am spus și precizez, deci nu vin, nu, cei de la opoziție nu primesc mail-uri de la primărie decât dacă începe ședința de consiliu cu 2-3 materiale, în rest, deci ești total rupte de realitate, iar dacă intri într-o zi în primărie, deci se uită așa de urât, aproape ca spion montați pe acolo, să vadă unde te duci, dacă, deși dacă te-ai dus în calitate de consilier, te duci ca ai dreptul, prin votul cetățenilor, să te informezi, să... Așa s-a adus la primăria Pașcani, deci aceste vremuri au mai fost trăite de Pășcăneni și acum 8 ani de zile, pentru că fix la fel s-a întâmplat și pe vremea mandatului Crăciunescu, iar în ultimul an, deci aștept ca nici primarul Pintilie să nu mai țină audiențele și conferințele de presă, că se încarcă cu energii negative de la problematica orașului. Da. În ultimul timp, deci pe bandă rulantă, vin în Consiliul Local regulamente de toate felurile. Deci în loc să ne ocupăm de probleme care sunt cu adevărat importante al orașului, doar noi facem doar regulamente. Bun, ei nici nu au avut parte de consilier, chiar dacă sunt la putere, deci sunt cu primarul să spună vreodată nu, dacă primarul are o idee. Adică nu toate ideile nu pot fi cele mai strălucite și cele mai nemaipomenite. Ei s-au învățat să fie doar ridicători de mână de la PNL. Va trece și acest regulament pentru că au majoritate. Noi vom ataca cu siguranță. Și ei vor merge pe principiul ăsta, cum am precizat eu la început, am înțeles să trăiți. Pe bandă rulantă ei nu știu altceva decât ridicători de mâini acolo. Păi nu, eu vă spun, anunț, dacă acest regulament va fi aprobat, eu nu anunț de pe atât. Ce se întâmplă în Consiliul Local, în ultima ședință de Consiliul Local, președintele de ședință, domnul Nemțanu, și-a permis printr-un amendament să modifice codul administrativ al României votat de Parlament. Deci, dacă ăla, legiuitorul, a spus că voturile asupra persoanelor se fac cu un vot secret, nu, introduce amendament în Consiliul Local prin care nu votăm cu privire la persoane când nu ne convine. Deci aici s-a ajuns în Consiliul Local, noi să modificăm legile ale Parlamentului. Da, deci noi vom ataca regulamentul respectiv și vom participa, în mod evident că e treaba noastră, vom participa în continuare la evenimentele, conferințele de presă, ședințele Consiliului Local cu legitimația de serviciu, nu cu acreditarea închipuită de edil, pentru că este treaba noastră să fim acolo. Și nu are decât să cheme poliția, 112, jandarmeria, extraterestri, poliția politică, să ce mai fie. Am mai mers la ședință de Consiliu Local când m-am trezit cu 6-7 polițiști locali pe holuri, încă nu știam ce se întâmplă acolo, ca să-i împiedice pe cetățenii din cele două piețe care au nemulțumit să vină în Consiliu Local, unde, culmea, că este un loc liber pentru cetățeni. Ei să se uite la toți cetățeni. Este cetățenii din acest care le-ați cerut votul și care au tot drepte din lume să participe la ședințe Consiliului Local. Uitându-se la televizor. Da, atunci când a fost cu cetățenii, au vrut să-i împiedice, eu i-am ajutat și am intrat până în sala de Consiliu, dar ei erau undeva în spate, știți cum stau jandarmii pregătiți în caz de... Spui ceva și nu-i convenit primarului. Ce părere aveți despre regulament? Da, aici domnul primar simte nevoia să aibă și el regulamentul meu. Că mai este cineva care vrea regulamentul meu, da. Să aibă și el regulamentul meu și nu numai unul. Dar vrea să fie regulament pentru a restricționa jurnaliști, adică exact cum ați citit și dumneavoastră, să înțelege clar că acolo trebuie să spui exact cum spune primarul, nu altfel. Acum ne așteptăm și la un regulament, exact spunea și colegul meu din platou și din Consiliul Local, că fiind și noi consilierii locali obligați să spunem numai ce vrea primarul, adică să înghițim toate minciunile. Dacă el spune minciună, jurnaliștii trebuie să spună la fel, că n-ai cum. Da, a avut o intervenție la un moment dat în cadrul ședinței Consiliului Local, când a spus că eu am aici calitate de invitat, dar când văd că
sunt consilieri care exact, intervin da, și da, spun tot felul de chestii, adică... Vreți să vă dau un breaking news, dacă tot se dă regulamente? Deci se pregătește în curând schimbarea regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului Local. Nu mai investește, știți, se întâmplă. Deci avem toate problemele, avem proiecte făcute, căutat de fapt proiect pentru peșorii este, este proiectul ăla meu. Acum ei se chinuie să schimbe acest, după un an de zile, nici măcar n-au fost în stare să-l schimbe, da? Nu caută finanțări pentru lacul peșteșorul, nu caută finanțări pentru alte și alte proiecte. Singura lor problemă este cenzura. Cenzura presei, cenzura asupra opoziției, pentru că avem, deci fiți atenți, avem regulament pentru acreditarea jurnaliștilor, regulament pentru acord de funcționare a, a consilierilor local care au firme și nu își dă de treaba lor, da? Mai avem acum, cum a spus și colegul, regulament în care o să ne trezim că nu o să mai putem vorbi decât doar să clipim. Este un regulament. Nu, probabil va schimba la articolul divers, nu vor mai fi 3 minute. Cei din opoziție 30 de secunde, cei de la putere 10 minute. Și uite așa, domnul primar își va alege el partenerii, deci nu să vină care și cum vrea, deci alege el. Declarația asta este... Deci nu se poate așa ceva. Mura păcătosul adevărat greu. Acest lucru este fix, la fel a făcut și domnul Crăciunescu. Vă aduceți aminte când a închis primăria? Domnul Crăciunescu, e dativ, nu mai trebuie aici la îngerării. Ce scrie aici ultimul mesaj? Ce voi face în seara asta? A, regulament la CSM. Da. Păi, regulamente peste regulamente. Bun. Vă spuneam că încă mai este în vigoare un regulament pentru acreditarea presei la Pașcani, aprobat, imediat vă zic, în 29.10.2004. La vremea când Orizontul, ziarul Orizontul, nu era... nu știu dacă era TV Bit-ul la momentul respectiv. Oricum eu nu eram la TV Bit. Dar la momentul în care ziarul Orizontul era zdrav în, în polemici cu fostul primar Neculae Rățoi. Și aici domnul Mircea Zuzan, fostul secretar, iscusit de altfel în astfel de chestii, spune așa: acest regulament este mult mai ușor, mai permisiv decât proiectul de regulament propus de actualul primar. Dar se arată așa: nu se acordă acreditări permanente redactorilor angajați la editori. Pe atunci, ziarul Orizont fiind tipărit de editura Moldopres. Deci, măcar acolo a spus o negru pe alb, băi, voi nu, nu aveți acces la evenimentele de interes public în primărie și așa mai departe. N-a fost respectat, vă dați seama că n-a fost pus niciodată în vigoare această normă, dar mai mult, repet, eu am o acreditare emisă chiar de atunci și încă mai, mai este valabilă. Însă, profesor, dacă vor ajunge acest regulament, ar ajunge la trusturile mari de presă din România, cam ce credeți că... Vă... Păi mai l-am trimis. O să vedem care vor fi reacțiile. Sincer vă spun, eu când am văzut regulamentul, pe ce l-am citit, imediat am intrat așa. Curtea Constituțională, Parlamentul României, Președinția României. Și după aia am luat, cu greu am găsit în niște municipii, astfel de regulamente. Cu greu. Deci nu găsești. Caut pe Google regulament pentru acreditare jurnaliști și nu găsești decât instituții publice. Atât. Dar nu, așa ceva nu găsești. Deci, astea sunt regulamente, deci au luat scheletul și tot au mai adăugat câte ceva, câte 4-5 chestii de astea s-au adăugate pentru că nu le-am găsit nicăieri. Bun. Deci astfel de cenzură nu și-a putut o închipui nimeni. Trebuie făcută următoarea precizare. Legea 544 este legea privind informațiile publice. Un cadru suficient pentru acreditarea jurnaliștilor. Încercarea impunerii unor regulamente este, din punctul meu de vedere, un abuz. Și nu-l văd doar eu, și alți jurnaliști care au criticat astfel de intervenții au văzut fix la fel.
Și uitați, am să vă citesc din legea 544, articolul 3, argumentul pe care mă sprijin. Participarea zealișilor la activitățile autorităților sau instituțiilor publice nu va putea fi limitată ori restricționată prin reglementări interne care exced textului legii 544. Adică, nu pot veni cei din primăria Pașcan și nici din altă parte să pună noi reguli decât cele prevăzute în legea 544. Ba da, domnul Cojocaru, în ședința trecută de Consiliul Local, ați văzut consilierul local Nemțanu a modificat codul administrativ. Adică de ce n-ar modifica și același consilier local să modifice acum și legea? Da, bun. Au spus că așa, cum spun eu, ei... Introduce un amendament, să știți. Eu înțeleg ce spuneți, dar asta pentru că dumneavoastră din opoziție, partidul din care faceți parte, permiteți lucrul ăsta. Deși ați spus că veți ataca hotărârile care au fost aprobate cu încălcarea prevederilor legale, până acum PSD-ul n-a făcut nimic, absolut nimic. Nu este primul abuz din partea actualei majorități a Consiliului Local. A fost și celebra hotărâre prin care s-a aprobat participarea la o licitație în timp ce licitația era în desfășurare. Și atunci PSD-ul a spus că va face, va atrage, nu s-a întâmplat absolut nimic. Și atunci, da, ne putem aștepta ca în continuare Consiliul Local să-și facă de cap. Nu, sunt demersuri făcute. Sunt demersuri făcute. Bun, atunci așteptăm rezultate. Sunt demersuri făcute. Să nu se bazeze pe faptul că poate se simte la nivel național așa o lipsă de reacție a parchetelor lipirite și toate pandemică, dar să nu uite că o faptă penală nu se prescrie într-un an, în doi, în trei. Deci s-ar putea să fie trași la răspundere și după ce își vor termina domniile lor mandate. Bun. Citesc un drept la replică publicat de Primăria Pașcan, e pe pagina de Facebook. În vederea unei corecte informări a publicului, referitor la articolul apărut pe site-ul bitv.info în data de 12 octombrie, cu titlul Proiect de regulament atentat la libertatea presei, jurnaliștii care nu scriu cum vrea primarul Pintilie nu vor fi acreditați, semnat de subsemnatul, aducem următoarele clarificări în vederea realizării unei relații de colaborare mai bună între administrația publică și jurnaliști și ne oprim aici, că vreau să comentez fiecare frază. Păi mai bună pentru cine? Deci, mai bună pentru cine? Pentru că proiectul de regulament l-ați făcut fără să ne întrebați. Fără să ne întrebați. Iar noi am reclamat faptul că acolo sunt impuse niște reguli care nu ne fac mai bine, ne fac mai rău. Repet, mai bună pentru cine? Dar pentru dumneavoastră. Că pentru noi nu este mai bună relația cu aceste reguli ilegale. Primarul municipiului Pașcan a propus spre dezbatere un proiect de hotărâre privind aprobarea regulamentului de acreditare a reprezentanțului mass media pe lângă autoritățile publice și primăria municipiului. Toți cei interesați pot trimite scris propuneri de îmbunătățire a acesteia. Toți cei interesați cine? Că pe subiect sunt interesați doar profesioniști, adică jurnaliști. Noi urmează să fim acreditați. Urmează să, cumva să acreditați cetățenii de pe esplanadă care se uită la copacii puși de curând? Noi suntem aia care urmează să fie acreditat și să suportăm noile reguli. Cine să vină și să spună ce. Nu există nicio intenție din partea executivului primăriei să cenzureze în vreun fel activitatea jurnaliștilor. Este o minciună. Citesc încă o dată. Deci nu există nicio intenție din partea executivului. Iau. Să citim intenția. Prezentarea tendențioasă, jignitoare și falsă activității primăriei municipiului Pașcan de către reprezentantul acreditat sau propus spre acreditare duce la procedura de refuz de acordare a acreditării sau de retragere. Cum rămâne cu fraza asta? Că nu există nicio intenție? Există intenția scrisă pe hârtie. Aici, articolul 4, litera C. Și articolul 9, da? Ziariștii acreditați au obligația să prezinte informații așa cum au fost acestea furnizate de către primărie. Bun. Știți ce nu... terminați, scuze. Astfel de regulamente sunt astăzi în vigoare la nivelul unor municipii precum... Și atenție, nu se dă exemplu Bucureștiul, capitala, nu se dă exemplu Iașiul, orașul universitar, capitala județului, unde este prefectura, nu?
prefectul județului, unde este consiliul județean, șeful de partid al primarului, unde este municipiul, primăria municipiului, cu domnul Chirica, coleg de partid cu primarul. Președinția, parlamentul. Nu? Deci nu se dă exemplul ăsta, pentru că nu există un astfel de exemplu. Că dacă în Iași ar fi încercat cineva să facă ce încearcă ei să facă în Pașcani, ar fi fost luați pe sus, cu siguranță. În Iași sunt zeci de jurnaliști, aici la Pașcani suntem câțiva. Da? Scandalul ar fi fost, în mod evident, de o altă amploare în Iași. Și nu-și permis să facă genul ăsta de abuzuri în Iași. Și atunci au dat câteva exemple, găsite la întâmplare pe internet. Botoșan, Turda, Buzău, Bârlatul, Râmnicu, Sărat. Dar și în multe alte orașe și comune, nu mai exemplifică, pentru că nu mai sunt, ca să fie clar. Iar condițiile de acreditare pentru jurnaliști în aceste localități sunt în mare măsură aceleași, în mare măsură. Păi eu vorbesc de mica măsură care ați adăugat-o. Mica măsură care face diferența, adică acele articole care le-am citit și care ălea sunt abuzive. Ălea sunt abuzive. Și nu doar de condiții vorbim, ci de regulamentul care prevede condițiile respective. Adică instrumentul pe care dumneavoastră vreți să-l folosiți. Bun. Și acum, foarte pe scurt, dacă permiteți, am citit și eu regulamentele de la Botoșan, Turda, Buzău, Bârlad, Râmnicu, Sărat și așa mai departe. Bun. La Botoșan. La Botoșan, proiectul de regulament nu a fost pus în practică. V-am spus, toți jurnaliștii au sărit și au fost discuții intense acolo, după care proiectul a fost retras. Deci dăm exemplu doar o intenție. Și atât. Apoi, Turda, Buzău, Bârlad, Râmnicu, Sărat. Le-am citit pe fiecare în parte. Niciun regulament nu are în componența lui astfel de limitări. Niciunul. Niciunul nu-și propune să verifice știrile jurnaliștilor, să vadă care știre este adevărată, falsă, tendențioasă și așa mai departe. În niciun fel. În niciun fel. Ba mai mult, în aceste regulamente, în unele dintre ele, sunt prevăzute, cum mi se pare firesc, și condiții, adică explică foarte clar care va fi relația presei cu administrația locală și sunt prevăzute nu doar obligațiile jurnaliștilor, și drepturile conferite de administrația locală. Ce frumos sună! Aici, la Pașcani, n-ai niciun drept. Ai dreptul de a tace sau ceva. Nu? Acolo, în regulamentele la care fac referire, este trecut programul municipiului, este trecut foarte clar că jurnaliștii au acces în instituții. Aici, dacă cumva îndrăznești să pui o întrebare pe undeva, ai comis o mare infracțiune și nu-ți răspunde nimeni. Sun la telefon, vorbești cu, nu știu, Popescu de la compartiment, îți închide telefonul. Singurul răspuns, pentru că ăsta este ordinul pe unitate, întrebați-l pe purtătorul de cuvânt. Ok. Și ce credeți că face purtătorul de cuvânt? Nu răspunde la telefon. Pe cine să întreb? Nu? Nu răspunde la mail-uri. Deci, comunicarea la primăria Pașcani se rezumă doar la festivalul de vorbe o dată pe săptămână. Atât. Festivalul de joi. Atât. Și acolo, cu întrebările numărate, primarul stă și controlizează. Ai câteodată pune de la el, cum am pățit-o eu în ultima conferință. Gata, ai pus două întrebări, deci nu a putut să pun întrebările, da? Deci, asta este situația la primăria Pașcani, iar exemplele date de la Bârlad, Buzău, acolo sunt exemple de bune practici în sensul protejării drepturilor jurnaliștilor. Ori aici, la Pașcani, nu e cazul. Nu există niciun cuvânt din care să reiese că jurnaliștii au un drept la primăria Pașcani. Atenție, și mai e ceva. În regulamentele la care se face referire, este trecut purtătorul de cuvânt. Ce trebuie să facă purtătorul de cuvânt? Care va fi relația purtătorului de cuvânt cu jurnaliștii? Păi la Pașcani nu este trecut nimic. Absolut nimic. Nu se pomenește niciun cuvânt despre purtătorul de cuvânt. Deci este făcut un regulament fix împotriva jurnaliștilor, ca să fie foarte clar. Nu e așa? Pentru a selecta primarul după modelul SRL, nu? Cu cine anume să colaboreze.
Vă rog. Domnul Cojocaru, deci să înțeleg că în curând se va întâmpla această minune în care conferințele de presă vor fi fără presă și audiențele fără persoane scrise la audiență. Deci, așa o să-i placă dragului nostru edil să se desfășoare lucrurile. Legat de purtătorul de cuvânt, o să-l provoc și pe colegul de la PMP chiar să inițiem un proiect de hotărâre în Consiliul Local pentru a scoate din organigramă primăriei aceste funcții. Dar nu este... Dacă este total inutilă, de ce se cheltuie? Haideți să clarificăm. Este obligatoriu ca primăria să aibă o persoană purtătoare de cuvânt în relația cu publicul. La Pașcani, persoana angajată pentru relația cu publicul se ocupă cică de dat răspunsuri la cele de informații publice. Și omul muncește pe rupte, așa încât eu primesc, de exemplu, răspunsuri odată la 30 de zile, deși întrebările jurnaliștilor ar trebui să fie rezolvate cu prioritate. În lege, de exemplu, se spune foarte clar că întrebările adresate prin telefon sau direct, răspunsurile la aceste întrebări trebuie primite în 24 de ore. La Pașcani există practica, ai o întrebare, da, adresează-o pe mail, adică nu mă obliga să-ți răspund în 24 de ore. Iar o întrebare pusă pe mail, eu am câteva întrebări la care n-am primit răspuns deloc, de vreo 6 luni de zile. Și atunci când mai răspund la anumite cereri de informații publice, sunt răspunsuri pe bucăți, generaliste. Iar dacă îi întreb, de ce nu-mi dați un răspuns complet, așa l-am primit. Am cerut să fiu programat pentru a avea acces la dosarul de licitație de la școala 3, ca să vedem și noi de ce primăria l-a trimis acasă pe cel care a ofertat, a venit cu cea mai bună ofertă, cu cea mai ieftină ofertă și contractul a fost încheiat cu oferta cea mai scumpă, cu societatea care a oferit cel mai mult. Și am solicitat, ca să pot să merg și să verific dosarul, și o listă cu actele de la dosarul respectiv. Mi s-a spus că să iau legătura la serviciul respectiv să mă programez, dar lista cu actele nu mi-a fost furnizată. Pentru că vreau să văd și eu lista cu actele, da, conform legii, da? Astea sunt actele din dosar și vreau să mă duc să mă uit și eu peste actele respective, dar să fiu sigur că sunt toate. Nu doar jumătate din ele. Și mai mult de atât, nu ai voie să fotografiezi, nu ai voie să faci copii, nu ai voie nimic. Deci alea sunt secretizate. Vă dați seama de importanță strategică. Adică nu putem să-i prindem mai pe românește, da? Deci nu aveți voie să faceți copii, nu faceți fotografii, nu faceți nimic. Adică aceea noastră e a noastră, da? Ce am făcut noi, numai noi trebuie să știm. Rămâne între noi, da? Nu se poate așa ceva. Pentru că așa am cerut și a spus, da, puteți să-i consultați, exact cum a spus dumneavoastră, fără listă, fără nimic, deci poți să-mi dea din dosarul ăla trei hârtii, eu n-am de să știu câte și cum au fost, dacă sunt toate clarificări, n-am voie să fac copii, n-am voie să fac nimic. Deci așa ceva n-am văzut. Și iarăși, pentru mine e amuzant că același domn purtător de cuvânt care a întocmit proiectul, da, de regulament, că el e întocmit de el, că e semnat, vine și cu dreptul la replică, deci tot el, adică mi se pare halucinant să te dedublezi azi, ești așa, mâine spui că nu e așa. Da, și deci una scrie un proiect și vine și cu dreptul la replică și spui că nu e adevărat. Păi da, tu ai scris, mă. În consecință, apreciem că ca fiind neconforme cu realitatea informațiile prezentate în articolul dumneavoastră și solicităm să publicați acest drept la replică, iată, l-am publicat, în aceleași condiții cu articolul invocat, și nu în finalul, continuarea acestea în vederea rectificării informațiilor prezentate. Păi, dumneavoastră sunteți specialist în comunicare, mă adresez acum purtătorul de cuvânt care a făcut regulamentul și acest drept la replică. Care este informația falsă prezentată de articolul meu? Puteți intra un pic pe primărie? Că nu este nicio informație falsă. Nici n-ați precizat care este informația falsă. 1, 2, v-am citit. Deci dumneavoastră spuneți că nu există nicio cerință de verificare a delimitare a drepturilor jurnaliștilor. Păi am citit cel puțin 2-3 articole din regulamentul scris de dumneavoastră, negru pe alb. Cine minte? Și domnia sa își mai permite să, chiar pe pagina oficială a primării, să facă și comentarii la adresa noastră. Deci dumneavoastră, fiind plătit din bani publici, deci comunitatea vă plătește pentru dumneavoastră ca să aveți, să munciți pentru comunitate, nu să aveți genul ăsta de abordări.
Pentru că este o situație chiar dubioasă. La Pașcan, purtătorul de cuvânt este consilierul primarului. Este consilierul primarului. Ce credeți că face consilierul primarului? Păi fix se ocupă de imaginea primarului. Nu să fie o persoană calificată, adică un funcționar public, care să măcar să păstreze aparențele de echidistanță și să aibă o relație constructivă cu presa. Noi, în momentul de față, avem un purtător de cuvânt doar numit, înțeleg că nu există dispoziție în sensul ăsta, doar că am cerut noi expres să primărie să aibă un purtător de cuvânt. Vă aduceți aminte, la începutul mandatului, primarul venea și discuta cu presa cât avea el chef. După care a venit și a spus că domnul Dambu este purtător de cuvânt. Dar nu avem o persoană așa cum ar trebui să fie, un funcționar public care să aibă astfel de competențe și exigențe în relație cu presa. Nu? Și avem, este doar o persoană, consilierul primar, care se ocupă, în mod evident, de imaginea primarului. Nu răspunde la telefon, nu răspunde la provocări, blochează cât poate demersul administrației locale și cu asta basta. Exact de asta vreau să fac precizarea, că ați spus că este specialist în comunicare. Uitați-vă un pic pe CV-ul dumneavoastră, dacă are studii în domeniul comunicării. Are. A terminat o facultate de mine. Se întâmplă aceste lucruri pentru că se poate, domnul Cotrocar. Eu nu l-am pus pe neapărat pe edil că are problema. Cea mai gravă este și responsabilitatea o poartă consilierii locali de la puterea. Pentru faptul că, chiar dacă de foarte multe ori au fost de o altă părere decât cea impusă de la nivelul Partidului Național Liberal, au votat în Consiliul Local, chiar dacă erau împotriva conștiinței lor. Să fii conștient de faptul că ai doi avocați în Consiliul Local din partea PNL-ului și ei votează pentru o hotărâre de Consiliul Local de care sunt conștienți că este absolut ilegală. Deci aici am ajuns în acest punct. Bun. Eu n-am înțeles de ce are domnul primar, simte nevoia asta de a avea aceste proiecte în ceea ce privește acreditarea jurnaliștilor, ținând cont că ai deja o hotărâre de Consiliu Local, da, care este în vigoare. Și e suficientă legea aceste parte? Exact cum am spus și dumneavoastră, toate chestiunile astea sunt reglementate de legea 544. Să faci un regulament pentru acordarea acordurilor, da, de funcționare, atâta timp că ai o lege. Uitați, vă arăt o solicitare de acord de funcționare în care atât, da, se spune, aici scrie subsemnatul datele și restul sunt cerințele. Deci aici avem cerințe, da? Pagina asta la altă, tot cerințe, conform legii, da? Emisă din primăria municipiului Pașcani. Și vii acum să mai faci un ce? Dacă eu am aici scris clar ce documente trebuie să aduc la primărie pentru a primi acest acord, tu vii să mai faci un regulament ca să ce? Ca să-ți umpli timpul? Sau ce? Ca să spuneți că munciți toată ziua la primărie? Eu nu înțeleg. Bun, vă vedea ce veți face dacă vă trece aceste regulamente. Viceprimarul a anunțat că va vota regulamentul, chiar dacă nu este convins că demersul și conținutul... Și chiar dacă nu spunea că nu va vota, aduceți-vă aminte că într-o zi a spus că nu votează aia cu autobuzele, că se gândea săraci copii, cum se urce într-un hârburile alea ruginite și bătrâni, nici nu discută. Și a doua zi a votat fără nicio problemă, cu zâmbetul pe buze. Bun. Vom vedea cum vor decurge lucrurile. Noi așteptăm un răspuns oficial din partea asociației profesionale și vom publica și aceste răspunsuri. Dar ele sunt evidente, pentru că, repet, pot fi luate ca exemple orașele mari din țară, Clujul, Iașul, Bucureștiul, Bacău și altele, unde, repet, acreditările nu doar la primării unde sunt, iată, oameni politici, primari, ci și în instituțiile județene. Mă refer la poliție, inspectoratele școlare, ISU, spitale și așa mai departe. Evident, sunt acreditați jurnaliștii, dar conform 544, fără regulamente, fără astfel de restricții, nu cumva să scrii nu știu cum, noi să verificăm conținutul, să scrii neapărat ce s-a scris eu și condiții de genul ăsta.
Bun, mai avem câteva minute. Haideți să discutăm despre... Cum arată Pașcanul la un an de mandat cu noua administrație? Și vă întreb din perspectiva faptului că dumneavoastră sunteți consilier local. Un an de mandat în Consiliul Local. Acum un an de zile, aproape un an de zile, ați depus jurământul. Și dumneavoastră sunteți la al doilea mandat, dar dumneavoastră sunteți la primul mandat. Cum se vede Pașcaniu la distanță de aproape un an de zile? Sunteți mulțumit de activitatea din Consiliul Local și câte din problemele municipalității au fost rezolvate între timp? Domnul Păjucaru, eu când am venit pe funcție de consilier local, am crezut că voi face în Consiliul Local exact ce discutam în campanie electorală cu oamenii. Că s-a terminat campanie electorală, că acolo ne întâlnim consilierii locali de la diferite partide, campanie electorală s-a întâlnit, vom discuta, vom analiza și vom face cele mai bune lucruri. Nu, acum la un an de zile, sincer să fiu, constat că Consiliul Local nu ar trebui să aibă 19 consilieri, cum spune legea. După ce se câștigă alegerile, Consiliul Local ar trebui să aibă doar atâția consilieri cât să asigure majoritatea primară. Restul este pierdere de vreme, pentru că de un an de zile înseamnă timp, foarte mult, care e voluntariat, pentru să știe și cetățenii cât este plătit un consilier local, 700 și vreo 60 de lei. Sunt consilii de administrație în care te duci, te străduie să faci ceva, dar dacă nu ai o majoritate, deci nu se va întâmpla nimic bun. Deci eu astăzi spun că după un an de zile de când sunt consilier, Pașcaniu arată mai uzat de intemperii, de vânturi, de și construit nimic bun în acest an de zile. Deci sunteți dezamăgit, înțeleg. În primul rând de mine și în al doilea rând că nu de mine, pentru că nu am putut să fac ceea ce am crezut eu pentru care, lucru pentru care am venit în Consiliul Local. Mă strădui de un an de zile să obțin o sumă de aproximativ 30.000 de lei, pentru că în zona străzilor, Traian Vuia, cartierul Dragoș Vodă, cum îi zicem noi, Fântânele, acolo străzile nu au fost asfaltate la timp, că tot s-a așteptat să se intervină cu infrastructura de apă și canal. Este acea troiță acolo și mă străduie de un an de zile să găsesc câțiva bani pentru a pune niște pabile, să amenajăm un părculeț cu câteva bănci care costă infim de puțin. Și văd că după un an de zile nu am reușit să fac lucrul ăla, dar s-au cheltuit bani pe diverse lucruri totalmente inutile, cum este acum. Nu, ce-ar fi preferat Pășcănii are? Să avem un părculeț acolo pentru acei oameni care pe undeva sunt defavorizați față de restul municipiului Pașcani. Nu să schimbăm copacii de pe stranadă, că nu ne mai place culoarea la acești arbori. Proiecte. Am venit în Consiliul Local cu străduință proprie, cu bani proprii, cu un proiect, știți și dumneavoastră, la buget, cu înființarea unui campus școlar pentru dezvoltarea măcar a unui colegiu din oraș. Și dacă lucrurile mergeau ok și celelalte licee din oraș puteau să ia acest exemplu, să urmărească. Nu am reușit. M-am lovit de un zid al opoziției peneliste, nu că vine proiectul de la PSD. Deci eu vă spun, inclusiv am văzut mesaj pe telefon, nu votați acest proiect că va câștiga notorietate. Acesta a fost termenul mesajului trimis de edil în timpul ședinței de Consiliul Local. Și atunci văd că mă străduie împreună cu ceilalți colegii ai mei de la PSD, măcar să-i oprim din abuzurile care sunt tentați să le facă, să mai semnalăm anumite probleme în oraș, să le aducem la cunoștință și cetățenilor. Ați văzut, am căutat să ne opunem eliminării oamenilor din piețe, cele două piețe, cu chioșcuri, cu... Nu spune nimic că nu trebuie să le reorganizăm, dar să ne batem joc de vieți, de destine, de afaceri, de business-uri. După un an de zile pot să spun atât. În municipiul Pașcani s-a întâmplat un singur lucru. Lorii Merul din deal nu mai are niciun chioșc în față și pe latura din dreapta este liber. În piața din Vale sunt 2-3 comercianți care au fost mai favorizați și în rest o grămadă nefavorizați. Avem niște străzi care, bine că de la vechiul edil au rămas asfaltate cât de cât curate, au fost marcate cu vopsea de proastă calitate, venit iarna, deja nu mai există, și avem niște spații verzi distruse pe esplanadă. N-am putut face nimic cu lacul Peștișorul, n-am putut face nimic cu lucruri care, într-adevăr, cetățenii și le doresc. Nu pot să mă plâng că nu am făcut nimic constructiv pentru cetățeni, pentru că nu au fost bani. În bugetul local
au rămas sume considerabile de bani de la vechea administrație, de la vechiul Consiliu Local. Bugetul a fost cât se poate de generos, iar colegii de la PNL împreună cu cei de la, eu le spun complicitate, nu pot să spun împreună cu cei de la Pro-România, au îndatorat municipiul Pașcani, au ridicat gradul de îndatorare la 24% de la 2,2%, iar concret nu vedeți nimic. Eu nu sunt mulțumit de ce am realizat concret, nu de activitatea mea. Dar de activitatea nu sunteți mulțumit? Sau cum caracterizați activitatea? Dacă după aceea n-ar fi avut primar deloc, cred că lucrurile arătau mai bine. Atât sunt eu de mulțumit. Bine. Da, exact cum spunea și colegul, dacă ai ghinionul să fii în opoziție, ești terminat din punct de vedere politic, ca să zicem așa, în ce sens? Pentru că orice inițiativă, orice proiect, orice aduce pe masa Consiliului Local, nimic nu se va vota. Și aici, ați văzut prea bine, la începutul mandatului, 4 proiecte, lacul Peștișorul care a fost votat, zona industrială, ați mai auzit ceva, apropo, de zona industrială, aia pe care știți că la un moment dat domnul primar a spus nu votăm asta că avem noi în altă parte. Mai știți cineva? Întreb pe domnul primar. Domnul primar a spus că vreți să faceți zona industrială la Sodomeni, da, pe Pășunii. A scos din registru agricol de la Ministerul Agriculturii, a scos acea zonă din registrul agricol. Până acum, la ora asta, vă spun eu, n-ați făcut niciun demers. Și ne vindeți în continuare faptul că vreți să faceți zona industrială, că mutați autostrada, că nu știu ce. Povestim, da? Cum îi spune, Aquapark, proiect, nimic, nu, că facem noi, nimic. N-au fost să stare au scăzut prețurile la apă, au scăzut prețurile la vă aduceți la aminte când mă certa în decembrie între alegerile locale și cele parlamentare, mă certa domnul primar că n-am fost în stare să termin proiectul de parc, era a meu, adică eu trebuia să duc bani de acasă, da? Cu centru de recoltare sânge, da? Mă certa, a fost acolo și a făcut poze și eu imediat la câteva luni, prindând bugetul, deci în ianuarie 2020, nu, martie, când a fost bugetul din 2020, plângea, vă aduceți aminte când plângea domnul Bodoașcă, cum să nu dea primarul Pantaziu 1,5 miliarde pentru centrul de recoltare, da? În condițiile în care au fost 500.000, dar nu mai, până la urmă nici domnul primar Pintilinu i-a mai dat, vin în 2021, propun 1.100.000 de lei, da? Propun așa, și ce face PNL-ul roșu cu și cu Pro-România, în complicitate cu Pro-România, cum spune domnul Deliu, nu votează. În condițiile în care îi plângeau toți pentru centrul de recoltare. Păi, ca să vedeți unde și în ce poziție este un consilier, în cazul meu, când îi se blochează orice inițiativă. S-a aprobat proiectul cu lacul Peștișorul, da? În decembrie 2020. Nu s-a făcut nimic. Se chinuie acum să vină cu, vine povestea domnului viceprimar, cu nu știu ce avioane pe acolo, cu parcări supraterane, cu fântâni artezieni, cu luminițe. Domnilor, după un an de zile, nici măcar n-ați reușit să scăpați acel proiect, că ia la riu și nu trebuie făcut, da? Ca să ne înțelege că despre asta e vorba. Și voi nu sunteți în stare nici măcar aveți 3-4 fântâni artizieni, nici pe alea nu sunteți în stare să le să puneți să funcționeze și să spuneți mie că faceți lacul Peștișorul. Să vă fie rușine din punctul ăsta de vedere. Și asta este povestea unui consilier local în opoziție, deci nu va face nimic. Ideea este că ajunge la un moment dat, ajunge în consiliul local, ajunge consilierul local, ajunge să meargă în campanie electorală și întreabă, dar dumneata ce-ai făcut? Cam așa întreabă lumea. Dumneata ce-ai făcut? Vedeți ce pățiți dacă aveți rău? Poți să... Da, suntem alertați. Atâta poți să propui. Dacă nu ți se aprobă pentru că n-ai majoritate și nu contează, că mie îmi place când se iei la primogen, dom'le, trebuie să înțelege că pentru comunitate. Când e un proiect pentru comunitate, nu desuide. Efectiv, acea lacrimogenă, gata, dispare dintr-o dată, da? Și asta este soarta. În ceea ce privește domnul primar, atât și dumneavoastră. Ne-am umplut de angajări, da? Deci, culmea, am umplut primăria de angajați. Țineți minte când îi spunea la șapte, sunteți incompetenți, nu știți să faceți, analfabeți funcționali, nu știu ce. Vine, vrem un aparat de specialitate suplu și așa. Vine, s-a umplut primăria cu angajări, li s-a mărit salarul, da? Și are adus salariați primăriți vinovați. Poftim?
Dar ce salariații primăriei au venit în campanie electorală, stăteau agățați pe toate gardurile prin suburbii și prin și intrau prin casele oamenilor pe aici, pe la blocuri și promitea fel de fel de, de povești cetățenilor. Cetățenii au votat Pintilie sau au votat primăria municipiului Pașcani? Eu cred că au votat Pintilie. Ați promis, domnul Pintilie, livrați, lăsați minciunile. Ca să fiu rău, pentru că toți sunt în opoziție, deși cred că nu e normal să gândești așa, deci eu ar trebui să mă bucur că nu am văzut niciodată în rândul cetățenilor atâta dezamăgire cât a adus acest primar în oraș. Deci umblând zi de zi printre cetățeni, deci atâta dezamăgire, deci nu a adus niciodată un primar în ultimii 25 de ani în oraș. Pentru că vorbele din campania electorală au fost la un nivel atât de sus. Un exemplu concret, cu acele titluri de proprietate. Și eu tot am atras atenția în timpul dezbaterilor înainte și după, că nu primarul emite titlul de proprietate și că lucrurile stau diferit. Și că sunt dosare, zeci de dosare în așteptare la Comisia Județeană de Fond Funciar. Și iată că a ajuns domnul Pintilie primar și a trecut un an de zile și n-a emis niciun titlu de proprietate. Nu deci putea să emită domnia sa. Aduceți aminte cum a mințit atunci, chiar nu a spus, a spus clar. Primarul trebuie să emită aceste titluri de proprietate. Deci exact așa a spus subiect predicat și omul când aude. Vă dați seama, nu mai zic ce mai spus el prin campanie electorală. Deci, este foarte clar, repet, nu și mai... Scuze, acum vin cu scuze. Nici primăria... În afară de faptul, mă scuzați că vă întreb, în afară de faptul că eu am rămas cumva stupefiat asupra faptului că ei acum, după un an de zile, află că sunt vreo 80 de dosare pe la Iași, pe la Comisia de Fond Funciar, care trebuie completate și acum să le ceară înapoi să completeze. După un an de zile, apoi, care sunt curios la un an de zile de mandat, domnul primar Câțu, ce poate să spună pășcănilor că a făcut? Da, să vedem raportul, domnul primar, ați greșit, domnul primar Mare Spintine, nu Câțu. Câțu? Asta care îndatorează bugetul și care cheltuie toți banii inutili, nu primarul Câțu. Domnul primar Mare Spintine a spus în cadrul conferinței de presă că va prezenta un raport privitor la ce anume a reușit să facă în acest prim an de mandat. Însă, în conferința de presă, aceeași conferință a spus că nu este mulțumit de cât a reușit să facă și că a întâmpinat în linii mari câteva dificultăți. Una dintre ele ar fi inerția din primărie, în sensul că funcționarii, salariații primăriei, serviciile din subordine, nu funcționează așa cum își dorește sau și-ar fi dorit, adică cu, să reacționeze cu mai mare viteză sau să rezolve problemele într-un ritm mai alert. Deși, repet, domnia sa a fost 8 ani consilier local, adică știa foarte clar care sunt demersurile administrative, procedurile, rigorile administrative, etapele, birocrația. Știa, cunoștea foarte bine și administrația locală și funcționarii și așa mai departe. Eu vă spun că nu știa nimica, pentru că a dovedit-o, ați văzut de fiecare dată de când a venit primar, că de pe acum a învățat și el câte ceva, unu, doi, ați văzut de fiecare dată spune că funcționarii, cum a spus, da? Aduceți aminte acum câteva luni, când îi spunea că se lucrează la primărie, totul merge ca pe roate, da? Lăuda funcționare. Deci, efectiv, i-a lăudat. Și acum, după câteva luni, pe jumătate de ani, și îmi spui că funcționarii sunt vinovați? Îmi pare rău, îmi pare rău. Bun, haideți să urmărim această intervenție a domniei sale, un scurt filmuleț din conferința de presă, cu părerea domnului primar despre domnul primar, despre primul an de activitate. Și punem punct emisiunii de astăzi. Deci, urmărim filmulețul cu declarații domniei sale. Iar eu vă spun mulțumesc pentru atenție și dumneavoastră pentru participare la această emisiune. O seară bună. Bună seară bună. N-am un an de zile de mandat, sunt 11 luni, dar pe 28 octombrie am fost investit și atunci și Consiliul Local. Dar în principiu o să încercăm să pregătim cumva un fel de rezumat pentru acest an de mandat, ce am reușit să facem, care probleme ne-am întâmpinat. Este important să comunicăm și cu pășcănenii să înțeleagă că
ne străduim și muncim zilnic la primărie. N-aș vrea să dezvolt acum, dar pot să vă spun că mi-aș fi dorit să fi făcut mai multe. Adică eu, după cum știți, sunt zilnic printre pășcăneni, merg pe stradă, foarte mult pe jos, nu prea folosesc mașina și discut cu oamenii, îi înțeleg că au așteptări mari de la toți, dar lucrurile de la întreaga echipă, lucrurile se mișcă un pic mai greluți pentru că moștenim și o inerție, să zicem, în această administrație. Așa a fost obișnuită primăria în 30 de ani să lucreze cu un anumit ritm. Chiar dacă cei trei pe care îi vedeți dumneavoastră aici în față, echipa actuală de conducere de la primărie își dorește să facă mai mult și mai repede, câteodată suntem împiedicați de birocrație, de stilul de lucru anterior și am mai avut și situații complet neplăcute, cum am fost, de exemplu, la Fond Funciar și Cadastru, în care nu am avut salariați.